Vă rog cum să facem schimbul la motocultorul Ruris 710, adică la orice motocultor, cam se face la fel. Avem aici un șurub pe care o să-l desfacem, luăm o cheie de 10. Punem un recipient să se scurgă greul acolo. De scurge uleiul, este destul de negru. Și ca să curgă mai repede, luăm și bușonul de la ulei. Și schimbăm uleiul din motor. Tot uleiul din motor ștergem aici cu o cârpă. Punem șurubul la loc, luăm recipientul, punem șurubul la loc. Strângem ușor cu mâna, după care strângem cu cheia. După care băgăm acest ulei, fac un ulei de la Ruris, 4T Max, saia 15W40, ulei multigrat cu molecule pentru protecția motorului cu solicitare ridicată. Băgăm undeva în jur la 700 de mililitri intră în baia de ulei. Băgăm pe acest bușon, prin acest locaș de unde am scos bușonul. Cu ajutorul unei pâlnii. În care am atașat un furtun. Băgăm uleiul. Vedeți ce diferență de ulei este? Asta de la un an la altul. La 50 de ore funcționale, am schimb uleiul. Vedem cum se scurge frumos acolo în motor. Lăsăm să curgă ulei până când este aici, în gura găurii de alimentare. Cred că s-a umplut, că a început să iasă puțin pe afară. Haideți să vedem. Da. Îi punem bușonul. După care, bineînțeles, ștergem acolo de ulei. Nu lăsăm așa. Și facem o pornire. Pentru vizionare, o zi plăcută să aveți!